Și mergem mai departe. Acum, fostul președinte american, republicanul Donald Trump, s-a lansat într-un discurs furibund împotriva migranților cu ocazia unui meeting electoral masiv desfășurat la New York. Trump promite deportări masive încă din prima zi a președinției sale, dacă va câștiga alegerile din 5 noiembrie. Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a fost prezent la meetingul de la Madison Square Garden în New York. Aici Trump nu a ezitat să o atace pe contracandidata sa în lupta pentru Casa Albă, Kamala Harris. They're allowing criminals from all over the world to enter our country. Over the past 4 years, Kamala Harris has orchestrated the most egregious betrayal that any leader in American history has ever inflicted upon our people. Republicanul a profitat de situație și i-a adresat Kamala Harris mai multe replici acide și reproșuri în mare parte legate de migranți. She has violated her oath, eradicated our sovereign border, and unleashed an army of migrant gangs who are waging a campaign of violence and terror against our citizens. There has never been anything like it anywhere in the world for any country. Kamala has imported criminal migrants from prisons and jails, insane asylums and mental institutions from all around the world. Acestea nu au fost însă singurele replici dure din cadrul discursului de campanie susținut de Donald Trump în Madison Square Garden. Ulterior, pe scenă, a urcat și comediantul Tony Hinchcliffe, care a adresat mulțimii din New York o glumă controversată. I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Reacțiile nu au întârziat însă să apară după numărul de stand-up. Campania lui Harris a reacționat imediat, mai ales pentru că democrata luptă pentru a câștiga comunitățile portoricane din Pennsylvania. Donald Trump și Kamala Harris se află într-o cursă strânsă pentru Casa Albă. Alegerile prezidențiale vor avea loc pe data de 5 noiembrie, atunci când americanii își vor alege noul președinte.